Vești bune pentru părinții din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Și anul acesta, edilul Marius Creciu va oferi ghiozdane complet echipate micuților din clasa pregătitoare. De asemenea, autoritățile locale adoptă măsuri pentru diminuarea abandonului școlar în rândul elevilor proveniți din familii defavorizate, care nu pot să-și asigure în condiții optime nevoile de bază. Suntem pregătiți să dăm o mână de ajutor copiilor cu probleme. Deja pachetele au sosit, nu? Da. Și dumneavoastră le-ați împărțit deja. Da, deja le-am dezasamblat, sunt puse pe... Da, văd, pot să deschid unul, ăsta da. Este pentru fete. Fetele din clasa 0. Deci ce au aici? Au un penar, văd... Cele necesare pentru începerea anului. Au și ghiozdănel. Au și ghiozdănel. Asta vreau să-l văd și... Caiete. A, cu frăuri. Da, pentru fetiță. Ia uitați ce frumos arată. Educația și sănătatea severinenilor este prioritară pentru primarul Marius Screciu. Ca în fiecare an, acesta a dorit să-i scutească pe părinți de cheltuiala de început de an școlar cu rechizitele cu ghiozdanul și totodată să ofere o surpriză celor mici. Un alt proiect important îi vizează pe elevii din clasele 1-4, proveniți din familii defavorizate, care vor primi un pachet de rechizite școlare pentru a diminua abandonul școlar. Primăria are două programe de sprijin, de ajutor, pentru o parte pentru primul ghiozdan, un proiect pe care l-am realizat împreună cu domnul viceprimar Daniel Cârjan. Cel de-al doilea proiect vizează copiii cu probleme materiale de la clasa 1 la clasa 4 anul acesta și anul viitor vrem să investim și clasa 5, clasa 8. E un sprijin pentru familiile cu probleme, pentru cei care au o parte materială mai slabă și, așa cum spunea și domnul director de la școala 1, o parte dintre copii nu vin la școală pentru că nu au rechizite școlare. În mediul urban mai puțin, mult mai mult în mediul rural, dar și noi încercăm să luăm măsuri, să sprijinim ca elevii, copiii să vină la școală. Este un lucru important pentru noi ca și comunitate. Eu, personal, în cei 6 ani de primărie am tot investit în școli, continuăm să investim în școli. Educația trebuie să rămână o prioritate și pentru noi ca oraș, dar și pentru noi ca țară. Clasa pregătitoare reprezintă pentru copii un nou început, o nouă provocare, iar primul ghiozdan rămâne în amintirea copiilor. Acest proiect, care are loc al 4-lea an consecutiv, este un demers care arată grija autorităților locale față de copiii din municipiul Drobeta, Turnu Severin și de viitorul lor. De asemenea, și sprijinirea copiilor din familiile dezavantajate din punct de vedere material este un pas important, abandonul școlar fiind o problemă gravă a zilelor noastre. Mulți părinți nu își permit efortul financiar care să le asigure continuarea studiilor copiilor. Este vorba despre două proiecte. Primul proiect se referă la clasa pregătitoare, primul ghiozdănel. Al doilea proiect se referă la copiii și elevii defavorizați. Cred că sunt două proiecte foarte bune pentru fiecare școală din municipiul Drobeta, Turnu Severin, pentru că toate școlile vor primi aceste rechizite și vor veni atât în sprijinul copiilor, cât și a părinților, ținând cont că sunt foarte mulți părinți care nu își permit să cumpere aceste rechizite. Educația este pe toate planurile o prioritate pentru administrația severineană. Doar prin educație se poate clădi cu adevărat viitorul municipiului nostru. Primăria Consiliului Local, prin Direcția de Asistență Socială, adoptă măsuri pentru diminuarea abandonului școlar în rândul copiilor proveniți din familii defavorizate, care nu pot să-și asigure în condiții optime nevoile de bază. În acest sens, a fost adoptată o hotărâre de Consiliul Local pentru sprijinirea elevilor din clasele 1-4 cu un pachet de rechizite, ce conține ghiozdan, caiete, penar, acoarele.
în sumă de 30.000 de lei. Este știut că apropierea noului an de învățământ le dă bătaie de cap părinților cu copii la școală, mai ales celor care au și venituri mici. Și cum bugetul necesar cumpărării celor necesare copiilor pornește în acest an de la un minimum de 140 de lei, poate ajunge și la circa 3.500 de lei, dacă se optează pentru produse mai scumpe și de calitate mai bună de pe piață. Susținerea primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin în ceea ce privește asigurarea rechizitelor școlare și a ghiozdanului pentru cei mici este mai mult decât binevenită. Marius Screciu și-a dorit de la începutul mandatelor sale un viitor mai bun pentru severinenii de toate vârstele, construirea de creșe și grădinițe fiind unul dintre obiectivele sale, pentru a veni în sprijinul familiilor tinere.